vorbim. Hai că înregistrăm. Ce durere mai ai? Da, durerea este foarte mare. Înțelegeți că eu, vremea cum a fost cu epidemia, greu, ușor, cum s-a făcut, am dat de un domnul primar care se ocupa cu tăierea copacilor pe teritoriul spitalului din Trinca și eu am făcut anumite materialul și ala și am dat la ecologie, am dat la poliție, am sunat peste loc, înțelegi, la Bălți mai ales, la doamna Iedu, că el spune că e cu asta, acum și s-a întâmplat. Copaci s-au tăiat, 16 copaci. Unii sunt materialul, nu știe nimeni. Dar ei s-au dus, cu asta s-au dus șeful de la ecologie, cred că s-au dus, cu cine s-au dus acolo de la conductor, cineva s-au dus la Bălți și le-au spus la așa că au staie copaci de pe teritoriul spitalului. Nu au spus că copaci stăiesc, dar ei au de tăiat copaci acolo. Copaci deja erau tăiesc. Eu deja am făcut material și pusesem pe internet. Și acolo sunt numărat, înțelegi? 17 copaci. 17 copaci acolo să... Eu știu cât material este, trebuie să fie o comisie, să fie la fața locului, ca să constatăm cât material acolo s-a furat, cât s-a dus, cât s-a tăiat, pentru și o trebuie să fac un gard acolo, gardul și ala. Și o să apat atunci când pe vremea epidemiei nu cred. Și zic, m-am dus și eu, zic, acolo, zic, cum să pe gardul, dacă eu am acolo un material, spitalul în 2008 cum era și gard frumos era acolo, era atât și nu trebuie stricat, înțelegi, fundamentul și ăla nu trebuie stricat de acolo să facă, înțelegi, dacă o lua din niște bani, dar pur și simplu vreau să speli niște bani acolo. Când azi eu primesc răspuns, conform legii noi nu putem să-l amendăm pe primarul de la Trinca, noi nu putem să deschidem dosar penal, că el are documente la mână, că el gata. Cum zic, băi, zic, omul și ala, în timp că la când văd copașii, o fugit de acolo. N-are nimeni. Sunt 3 luni de zile de când eu am înștiințat. Tăman 3 luni și 3 zile. Azi mi-a dat răspuns nimeni. Poliția ne-a încălcat drepturile mele, ecologia a încălcat drepturile mele, nu a spus nici că mi-a dat răspuns și cu materialele și alea, s-o duc și îmblă. Da, acum ta ești deranjat că le-au dat autorizație ulterioară post factum când ei puteau să o obțină și înainte. Ma ta ar trebui să fii deranjat de ce au tăiat copacii și complici sunt și inspecția ecologică care au permis tăierea copacilor. Nu de faptul că le-au autorizat post factum. Ei ca și cum odrez busuiocul pentru că au pile și influență politică și le-au spus la cei de la inspecția ecologică, hai bine, dați-le autorizație la ăștia măcar după ce au tăiat. Nu mai, da. Dar inspecția ecologică e vinovată că deci o permis de frișarea copacilor care erau și sănătoși și necesari în localitate, nu? Dar el nu a luat el steme de primariu și s-a dus cu, cred, cu Jacu-ta ăsta Petru de la Iedriț și s-a dus cu cineva acolo și le-a spus la așa, le-a spus o minciună că el azi am telefonat și la faună și am telefonat și la ecologie și am telefonat și la Bălți, la juriștii ăștia de la geologie asta și am întrebat și domnul Petrovici. Și asta este o încălcare a legii. Cineva trebuie să răspundă. Și eu de asta am sunat procurorul de la Ienis și spun, domnule procuror, ce se întâmplă aici? El, ca de ghine, de rău, văd că m-a ascultat ce am vorbit. Cum asta? S-au tăiat copașii cu 3 luni de zile în urmă și au obținut asta. Când trebuie să iei dosar penal deschis, trebuie să iei tras primarul la răspundere, dar aici l-au ajutat pe dânsul și a adus document. Și ne scrie nici că noi, domn Petrovici, nu avem chip și-l trăgem conform legii că el o a obținut. O a obținut, dar după 3 luni de zile o a obținut. O a obținut și-o dat. Și am eu am sunat la Bălți. Așa de la Bălți se uit și aici spune, ce, dar de mă iedu spune că eu sunt ocupată, nu pot să răspund. Și persoana este alta acolo care trebuie să răspundă. Că nu știu care, o spune, este alta, starșă în locul ei. Și am vorbit cu doamna Ia Maria, cum o cheamă pe dânsa, și eu o întreb. Doamnă, uite ce s-a întâmplat aici. Mi-a ieșit la curent, mă, și dați la curent, ei au venit la mine și mi-au spus că vreau să taie copaci și le-am dat autorizații. Ei au amințit-o, au amăjit-o pe dânsa și ei s-au dus și au spus copacii nu stăiesc, nu știu ce au făcut acolo. Și am spus așa, cum așa, doamnă, zic, s-au tăiat copaci, copacii s-au dus, gardul l-a stricat, înțelegi, eu am dovezi acolo, că gardul și ăla nu trebuie stricat, nu trebuie fundamentul stricat, că în 2008 era 100% asta, e că nu i-am luat să arăt gardul aici să vezi că este la mine în ziarul, înțelegi, eram în spitalul cum era și cum e în timpul de față. Bardac acolo a făcut.
nu știu de ce. Păi primarul trăiește poartă în poartă cu spitalul. El acolo trăiește, el trăiește. Nu puteți strici, nu puteți strici ferește, nu puteți strici clădirea și ei s-o strici de loc, înțelegi. Și-o luat tăiat, înțelegi. Dar lor nu-i convenabil asta să spele niște bani acolo iar, înțelegi. Dar materialele, mie mă interesează, o tăiet copaci, atâția copaci, de sute de ani copaci acolo și nu încurca la nimeni că pe teritoriul spitalului și a fost în 2019 și odată acolo a făcut curățenie și a fost uscat, a făcut curățenie, dar în 2020 a reușit să staie splășnoi acolo, trebuie să deschidă drumul și ala. Mă interesează, eu de-am șer de la dânșă, de la fauna, șeruță de la dânșă, vreau să vin să constatez cât material a fost acolo, las puiteți copaci și ea. Luați-i pe măsură, că grosimea, sunt la tăți șoacele, sunt acolo. Poate la câteva eu scos acolo, am mai ascuns și eu ascuns. Dar asta nu ascuns. Fie că mă faci pe mine, am du-te domnul Petrov și în judecată. Eu pe mine mă trimite, du-te dacă nu-ți place răspunsul, eu du-te în judecată. Dar stai o leacă, domnule, 3 luni de zile, ce nu i-a dat răspuns la o luni de zile? Ce nu i-a scris ei acolo că să verificăm materialele? Ai ținut tăt acolo, când spun primarul, eu făcut documente. Nu avem lege, nu avem nică. Eu încălcat drepturile mele, îl scoate primar de la pediapsă, că el o dat acolo, el e șef, el și vrea. Când vrea, atunci îmi dă răspuns. Am unii dat răspuns, înțelegi, că eu i-am dat ea ca tot de anul trecut, din luna a șasea, i-am dat ca să ne facem strâng niște pe drum, ca să punem pe drum, că la mine și centru și merg camioanele astea, 80-90 km la oară aici și tremurăm în casă aici, extremul casă, extremul tăt. El nu poate să facă treaba asta, că Petrovici a făcut documentele false. Nu am făcut eu niciun document, eu nu am strâns iscăritură. Dar n-am înțeles ce fel de stâlp vrei. Spuneți camere de supraveghere a traficului? Trage, cum se spune, stâlp de, cum, pieton de ăștia, spun, pe drum, care stâlp de ăștia, care să viteza, să normalizeze viteza. Ah, am înțeles, denivelări. Ca da, să meargă încet, pentru că e o localitate și nu trebuie depășit 50 la oră și poate că sunt treceri de pietoni și tot așa, am înțeles. Dar, nu avem niște, pentru cum, pentru pietoni nu e trotuar, nu avem nică, înțelegi? Nu avem treceri și suntem centru, aici suntem în centru și nu avem pentru pietoni și ca să și nu e făcut, zice, de atât noi șerem, înțelegi, ne-am scărit 30 și ceva de oameni, ne-am scărit. Primarul asta nu e în considerație. Spune că n-a spui asfalt în trinca, ar să facă asta. A pus asfalt în trinca, la 1 ogradă a pus asfalt, dar pe drum nu a putut face, dar o ogradă i-a pus. Când i-a ridicat treaba cu asfaltul, omul nu avea documente la fața locului. Dar după ce a mai stat o lună, săptămână, nu știu, 2 săptămâni, 3, gata, de la Soroca i-a dat și documente, i-a dat tot, înțelegi. Dar cum de la vremea cuvenit când a pus asfaltul, omul nu avea documente, nu avea documente, nu avea și arătat. Ia ca așa și cu spitalul facem, înțelegi? Tot nu. Dar și fel de documente îți trebuie ca să-ți asfaltezi curtea? De proveniența mărfii, a produsului, a asfaltului sau trebuie autorizat la primărie? Oamenii au lucrat, ca de pe drum, au lucrat la omul o gradă, s-au pus producția, atât cât este producția și aia. A, ma ta crezi că o folosit asfaltul care era pentru drum public, l-au folosit în curtea lui? În curte cu Eva, înțelegi? Și la timpul când eu am dat întrebarea, nu avea, omul nu avea la mână, nu avea document. Nu are document că l-a prăpădit. Dar peste 2-3 săptămâni a sunat, sectoristul a sunat la Soroca, că ești de la Soroca, a venit și a pus asfalt în noi în sat. Când a sunat de la Soroca, eu transmis de-am de-acolo niște documente. Dar poate-s falsă, eu de unde știu. Și eu pot să trimit siul nașalnic și să ducă ei, dar vreau să scăp din ce, ea că i-am trimis, n-au ea că au fost atâtea cuburi, au fost așa. Nu știe nimic acolo. Dintr-o șeala că s-a pus asfalt de omogradul, o găsit, dar fiind spui 3, 4, 5 stâlpi pe drum, nu o găsit să facă, înțelegeți? Și ea că pe asta pe mine mă ridicați, mă doare, înțelegi, mă doare și pentru asta că ei o tăiet copaci și nimeni nică nu e măsuri, înțelegi, mă faci pe mine prost, eu sunt un om în vârstă, înțelegi, eu scot la iveală atâtea neajunsuri și eu rămân prost. Eu să mă duc în judecată, el m-a trimit bine în judecată. Și să mă duc, eu l-am trimis procurorul, na, pentru că el duci de judic. Na, duci de judic, arat, spune unii și cu poni și ieșit cu gardul, și stai că eu îi dau, înțelegi, Lora, nu știu ce să aduc, am să aduc la cameră, să arăt cum era spitalul și cum era cu asta, înțelegi, cum gardul era acolo.
De Asta este. acord, da, procurorul, inspectorul ecologic trebuie să aibă grija legalității, a mediului, a drepturilor omului, dar Nu, vedem că ei au alte griji. auzi, eu am vorbit chiar și cu juristul de la minister, de la medii de acolo, că am dat și telefon și ei juriști acolo. Și am întrebat, zic, ilegal asta s-a făcut? Și nu ilegal, domn Petrovici. O trebuie să ții omul document și o trebuie să verifici și o trebuie să coste cât lemne acolo au fost, unii lemne șelea, într-acui buzunar s-au dus lemne șelea. Acolo s-au dus lemne, grozavi s-au dus, înțelegi. Acolo poți să faci o vărărie două, poți să arzi var din coșie. Cu marda ăștia, așa, cu 4 metri de lemn, o vărărie și cu 102 discaturi, înțelegi? Poate și la vărărie s-o dus copaște, dacă zici că primarul Gudumac are legătură cu mafia varului, posibil că taman acolo și-o fost ars copaște. Nu știu Nu dacă mai anul este ăsta, că ei încă verzi, nu cred că ard copac. încă. Nu se știe cât lemne s-o tăiat uscat, de că acolo au fost niște brad, uscați acolo, o grămadă lemne s-o tăiat, o grămadă la noi din teritoriu, din parc s-o tăiat mulți brazi. Și eu n-am ridicat întrebare și eu zic, poate o dat cuiva de foc, dar n-am mai dat la nimeni. El i-a trebuințat că la arderea varului, cred că cuiva i-a dat. Nu i-a făcut, că ăsta nu e așa la om, să dea la oameni. El a făcut, s-a făcut interesul lui, Ei, primarul. altfel oamenii nu l-ar vota, cred că are grijă Ei nu să-și votează, întrețină și electoratul. auzi? Pe așa omul votează că l-a făcut el, pe dânsul a făcut, pe mine să mă deporteze din sat, pe mine m-a apucat după cap, pe mine m-a amenințat cu tot ce nu e nimeni măsuri, dar pe dânsul votează pentru asta, că el e patriot cu oamenii. Noi văzut că acolo unii moară au făcut amușa de magariu, când era magariu aici în parc și de flagul la magariu, înțelegi? Dar magariu și de moară. Și-o fugărit pe cea la primar care au fost aici și el și adică eu am să fac moară să fac. Deci, vezi, am șed magari și câine acolo moară și el stricat tot. Dar Dar țepeni și nu au gata, făcut. nu mai funcționează grădina zoologică de lângă primărie, de aici măgari vorbești. Da, de asta magari. Magari este, dar îl ține acolo la moară. Nu-ți mai spun. Dar huluie să luie de acasă. El dacă se duce primar de aici, dar are om care e pus și plătește de la stat, îi plătește tot, îl face oamenii, țin la pensie acolo. Tu știi că mare treabă face el acolo. O dus făcut acolo, parcul și acolo. Îl ține, înțelegi, mai făcut el ceva acolo. Da, el pentru asta își face datorie. Are huluți, crește huluți de ăștia, de sămânță, furtuni, eu știu cum să mai zic ei acolo. Eu nu prea tare cunosc în huluți. Și asta să lui de acasă, lui coște acasă, au rămas goale și el o mișcă făcut, îi ține aici, că îi trebuie acasă cine aș ție. Femeie e bolnavă, nu poate ține, dar el cine aș ție? Trebuie să iei om acasă, dar aici ține om la stat. Atunci, și faci pensionieri, puteți. Așa l-a făcut pe tatăl lui Colesnic, Victor Vasilievici, care e la poliție. O lucrat atâta vreme, a fost la Iaz, bătea broaștele, avea 30-60 de ruble, avea pensia, zarplata, dar când a ieșit la muncă, la urmă, a ieșit mai bine decât și care au lucrat în colhozul, care au lucrat oameni să neară de treaba asta. Și eu când m-am dus la centru să-mi întrebat de președintele ăsta, cum de colesnic are așa zarplat, el m-a trimis, domn Petrovici, du-te la Gudumac, că Gudumac a fost primarul, știe cum. El face documente, el a documente și eu n-am drept să mă implic în treaba asta. Și a scris, e scris pe internet, de scris, dar e ca și la noi se face primarul. Și nimeni nu-l controlează. Și ei și-au avut casa de cultură, au acoperit-o am cu șifră, dar au făcut ani de zile o strâns acolo, nunți cu mătrii, prazni și făcea acolo, toți banii nu am, plăteai, lumea plătea acolo, aveau chitanții, plăteau, nu aveau chitanții, dar plăteai. Eu îi întrebam, ies chitanții? El zice, ce i-am plătit, așa, așa i-am plătit. Dar nu spune, nu știe nimic nu strâns. O strâns bani de la piață, văd că nu mai strânge, că i-am fituit o leagă. Cine fac niște mese acolo, spui dacă vreau să strângă bani, să aibă lumea când vine, dar așa îmi gândesc pe jos și el strânge bani. Dar mă văd când la piață nu strânge bani. Dar fă și el a făcut o grămadă de bani, el a strâns bani de la aici, de prin stâni cu ceatra, care e strâns și el și ține cu dâns și tăți, pe aici tăți țin cu dâns. Ia că vedeți, eu țin cu voi, dar cu voi Petrovici nu ține. Petrovici mă trădează, Petrovici face așa, Petrovici face așa. Și pe mine, văd cum vrei, și atâta eu m-am revoltat azi și vreau să văd, înțelegi? Deși unii s-au dus lemne, poate ieși materialul ăsta și-o vedea poliția, poate procuratura s-o răscula careva, să vadă ecologia. Poate. Eu am înregistrat și o să public. Poate mâine o să public, nu mai public chiar azi, că dimineața ai vorbit tot mataș să nu fie prea mult. Bun, nu-i nimic, că las și mâini, că las și, dar eu vreau să văd, înțelegi,
trag în zici, că ne-au încălcat drepturile mele. Eu ca cetățean care descoper toate privilegiile astea care se fac și eu încă rămân vinovat. Eu să mă duc eu în judecată. Dar ce nu-ți duc ei în judecată? Îi las în ei răspuns. Eu vă spun că eu nu mai pot. Eu dacă aș putea să merg picioare, m-aș duce, dar eu nu pot merg picioare. Poate s-a schimbat guvernarea și s-a schimbat și comportamentul organelor de drept. Poate da Dumnezeu și s-a schimbat, poate. Poate s-a dat Dumnezeu și s-a schimbat.